hello, tocmai am ieșit din duș și în timp ce eram la duș m-am gândit să filmez acest clip. Va fi un clip Get Ready With Me și asta înseamnă că o să vă arăt care sunt pașii pe care îi urmez aproape în fiecare zi pentru un machiaj impecabil. Înainte de toate, chiar dacă mă demachiez seara, repet această operațiune și ziua. Voi folosi un demachiant de ochi pentru a elimina orice rest de machiaj. După aceea voi folosi un exfoliant, o loțiune tonică. Aceasta este loțiunea tonică Paula's Choice Clear. Voi continua cu acest stick pentru ochi de la The Body Shop, Ice Cube. Este un baton foarte interesant. Are un efect răcoritor și eu îl folosesc de fiecare dată, mai ales când îmi simt ochii obosiți. Iar după ce am aplicat acest stick, folosesc o loțiune de față. În momentul de față folosesc Dream Screen de la Benefit pentru că are factor de protecție 45 și este foarte, foarte bună și ca bază de machiaj. Lasă tenul foarte, foarte neted și punul de ten se aplică mult mai bine. După ce am aplicat crema de față cu protecție solară, folosesc fond de ten. Îl folosesc pe acesta de la Aven, din gama Cuvrans. Este un fond de ten rezistent. Nuanța pe care o am eu este 02 Natural și l-am aplicat pe mână și voi folosi această pensulă pentru a-l aplica pe ten. Văd că mi-a ieșit și un coș mare aici, sper să îl pot acoperi să nu se vadă. Următorul pas pe care îl fac este să aplic o bază de machiaj pentru ochi. Am pe aceasta de la Melchior, de care sunt foarte mulțumită. O voi aplica pe pleoape pentru ca fardurile să reziste mult mai mult timp și să fie puțin mai intense. Folosind o astfel de bază, nu risc să ți se strice machiajul pe parcursul zilei. Iar înainte să aplic farduri de ochi, îmi voi contura sprâncenele și voi folosi Gimme Brow de la Benefit. Să vedeți acum și diferența între sprânceana făcută cu acest produs și sprânceana care nu este făcută. Face că umple sprâncenele într-un mod natural și nu le încarcă. Următorul pas este să aplic fardul de pleoape. Voi folosi o nuanță deschisă pentru pleoapa mobilă. Fel ochii par mai luminoși. Cu o nuanță neutră voi continua. Iar în colțul exterior voi folosi o nuanță mai închisă, maro închis. Pe care îl voi estompa cu o pensulă de blending. Iar acum voi trece la conturarea ochilor. Voi folosi
tușul de Real Push-Up Liner de la Benefit. Linia inferioară a genelor voi folosi un creion colorat, un creion mauve. Este creionul meu preferat, Designer Purple, de la MAC. Continuăm cu rimelarea genelor. Ieri mi-am luat un rimel nou de la Oriflame, un rimel mauve. Și e prima dată când îl încerc. Este un nuanță de mov la care m-aș fi așteptat. M-așteptam să fie un mov intens, dar de-abia se vede. Și voi rimela și genurile de jos. Am terminat cu machiajul ochilor și voi reveni la machiajul tenului. Mai am nevoie să aplic concealer. Care îl voi estampa cu această pensulă. Voi folosi și Wonder Stick-ul de la NYX pentru a-mi contura puțin fața. Întinde cu o pensulă mică de stippling. Pensula pe care am folosit-o pentru a-mi întinde concealerul, voi aplica puțină pudră pentru a nu se strânge în liniile fine. La final voi folosi blush. Voi estampa cu această pensulă. Efectul este mult mai natural făcând acest lucru. Și voi folosi la final și un ruj. Voi alege un ruj roșu. Și sunt gata. Acesta este machiajul pe care îl port aproape în fiecare zi. Este un machiaj care îmi ia aproximativ 20 de minute. Este machiajul meu cu care nu dau niciodată greș. Acesta a fost clipul, sper că v-a plăcut și nu uitați să dați like, să vă abonați la canalul meu și aștept și comentariile voastre, m-aș bucura dacă mi-ați scrie ce părere aveți despre acest clip. Lista cu produsele folosite o veți găsi și în descriere. O să vă las și link-uri către review-urile pe care le am deja pe blog, la produsele pe care le-am folosit și sper că v-a plăcut. Mulțumesc!